Bun găsit! Sunt Mihaela Grescu și vă prezint retrospectiva săptămânii. Inspirat de modelul povestirii, ramă spectacolul de teatru, dans Casa Dolce Casa, prezentat de studenții UVT, master artele spectacolului de teatru, a redat în mod inedit momentele de bucurie și amuzament, precum și tensiunile și conflictele cotidiene. Seria de evenimente We Perform, Ser de muzică și teatru, face parte din programul la UVT Cultura Este Capitală, fiind organizată de Fundația Universitatea de Vest Timișoara. Rectorul UVT, profesor universitar dr. Marilen Gabriel Pirtea, a fost prezent săptămâna trecută la Maratonul de Educație Antreprenorială, desfășurat la București. Discursul său a stârnit o energie pozitivă și entuziasm în rândul participanților, oferind astfel o perspectivă valoroasă asupra importanței antreprenoriatului în societatea noastră în continuă schimbare. Maratonul pentru educație antreprenorială este un proiect inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin în parteneriat cu Ministerul Educației. Universitatea de Vest din Timișoara a marcat miercuri finalul perioadei de implementare a proiectului Centrul Suport pentru Participarea la Proiecte Internaționale, Suport-ME, prin desfășurarea unei conferințe. Printre rezultatele principale ale proiectului enumerăm publicarea 33 de buletine informative electronice, identificarea a 95 de entități locale și regionale eligibile pentru participarea la apelurile de proiecte, precum și derularea de sesiuni de informare. Tot miercuri, proiecția Ochiul de Sticlă a stârnit multă curiozitate și multe conversații savuroase la Cinema Victoria Timișoara. Publicul a urmărit cu interes documentarul despre fotografii din Timișoara și primele ateliere fotografice din oraș. Timișoara, harta secretă, oameni și locuri, este un proiect comun al Casei de Cultura Municipiului Timișoara și UVT. Evenimentul face parte din programul cultural Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii. UVT a lansat o nouă serie de conferințe cu genericul Alumnus UVT, în care dialogurile sunt realizate de profesioniști care sunt absolvenți ai Universității de Vest din Timișoara, voci remarcabile ale spațiului public internațional. Seria de evenimente a debutat joi prin conferința susținută de Doina Pașca Harsani, intitulată Tot ce e frumos pe lume, războaie, revoluții și crearea Luvrului. În contextul Timișoara Capitală Europeană a Culturii, Institutul Cultural Român la Bruxelles a organizat weekendul trecut o serie de evenimente în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara. Violonistul român Alexandru Tomescu, profesor UVT, a susținut un concert intitulat Sărbătoarea Viorii, eveniment găzduit în sala de concerte a Bibliotecii Regale a Belgiei. Proiectul a fost dedicat Zilei Mondiale a Muzicii. Departamentul de Geografie UVT, împreună cu Asociația Cetățean de Trean, a organizat un nou eveniment dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere, intitulat Periferia despre Timișoara Nevăzută. Astfel, sâmbătă v-am invitat la un tur ghidat pe biciclete în tandem. Turul a pornit de la Centrul Cultural Faber și a fost gândit ca o pedalare împreună cu persoane nevăzătoare pe malul Begăi, străbătând majoritatea parcurilor mari ale Timișoarei. După vizita în laboratorul de creștere și caracterizare a cristalelor de la Facultatea de Fizică din Timișoara, a venit timpul ca elevii liceului Alexandru Macioni din Ceacova să poată experimenta acasă tainele creșterii cristalelor artificiale. Aceste activități fac parte din cadrul proiectului Laborator Interactiv de Creștere a Cristalelor Științescu 2023 al Societății Române de Fizică filial la Timișoara, proiect derulat împreună cu Facultatea de Fizică UVT. Weekendul trecut am zburat dincolo de apus cu Flight Festival. Universitatea de Vest din Timișoara a fost unul dintre partenerii celui mai mare festival din vestul țării. Astfel, zilele de 16, 17 și 18 iunie nu au fost doar despre sesiune, stres și examene, ci și despre muzică bună, atmosferă incendiară și oameni faini. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de UVT Media Hub.